Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela Adela Șandor și mi-am propus ca astăzi, în cadrul capitolului Organizarea sistemului nervos la om, să vă explic anatomia măduvei spinării. Măduva spinării este componenta sistemului nervos central adăpostită în canalul vertebral. Are forma unui cilindru ușor tortit anteroposterior, cu o lungime de aproximativ 45 de cm la adult și un diametru de aproximativ 1 cm. Limita superioară a mădulei spinării corespunde găurii occipitale, respectiv locului de plecare al primului nerv spinal. Noi spunem că limita superioară este la nivelul vertebrei cervicale 1, respectiv C1. Iar limita inferioară se află în dreptul vertebrei lombare 2, pe care o prescurtăm L2. Sub vertebra lombară 2, măduva spinării se continuă cu conul medular, iar acesta cu filum terminale, care ajunge până la a doua vertebră coccigiană. De o parte și de alta a conului medular se găsesc nervii lombari și sacrali cu direcție aproape verticală, care împreună cu filul terminal formează coada de cal. Iată, dacă am reprezentat aici vertebra lombară 2, spunem că măduva spinării ține până la această vertebră, apoi se continuă cu conul medular și el cu filum terminal. Nervii lombari și sacrali, cu direcția lor aproape verticală, împreună cu filum terminal, formează coada de cal. Reținem faptul că măduva spinării se găsește în canalul vertebral, pe care nu îl ocupă în întregime. Putem observa aici două vertebre suprapuse, adiacente, despărțite la nivelul corpului vertebral printr-un disc intervertebral. Observăm că o vertebră este formată din corp vertebral, dispus întotdeauna anterior, și arc vertebral, dispus posterior și format din numeroase procese numite și apofize. Între corp și arc se găsesc doi pedicule, care îndepărtează arcul de corp și formează astfel un orificiu vertebral. Prin suprapunerea orificiilor vertebrale se formează canalul vertebral în care, iată, este adăpostită măduva spinării. Aici va fi partea anterioară a ei și aici partea posterioară a măduvei spinării. În dreptul regiunilor cervicală și lombară, măduva prezintă două dilatări numite intumescențe, și anume intumescența cervicală și lombară, ce corespund membre. Aceste zone ale mădulei controlează, de fapt, activitățile complexe ale membrelor superioare și inferioare. Osos al vertebrelor și măduvă se află meningele spinal. Meningele spinal este format din trei foițe meningeale care de la exterior spre interior sunt dura mater, arachnoida și pia mater. Iată, aici este dura mater, apoi arachnoida cea internă, pia mater. Dura mater este o membrană externă, fibroasă și rezistentă. Între dura mater și peretele osos al vertebrei, al orificiului vertebral, se găsește un spațiu numit spațiu epidural. Arachnoida este o structură conjunctivă, iar pia mater o membrană conjunctivă vasculară care învelește măduva, de care se lipește, pătrunzând în șanțuri și fisuri. Iată, pia mater pătrunde atât în șanțul median posterior, cât și în fisura mediană anterioară, dar și în orice alt șanțuleț.
care separă cordoanele de substanță albă ale modulei spinării. Între arahnoidă și pia mater există lichidul cefalorachidian, prescurtat LCR, care este un lichid asemănător limbei și care, pe lângă rolul de hrănire, are și rolul de protecție, amortizând șocurile și loviturile. Sistemul meningeal învelește și encefalul situat în cutia craniană. Alcătuirea internă a măduvei spinării. În secțiune transversală, măduva spinării prezintă substanța cenușie la interior, organizată sub formă de coarne, și substanța albă la exterior, organizată sub formă de cordoane. Substanța cenușie este formată din corpii neuronilor și este situată, după cum puteți observa în această imagine, în interior, având în secțiune transversală forma literei H sau flut. Bara transversală a H-ului formează comisura cenușie, care prezintă în mijloc canalul ependimar, care și el conține lichid cefalorachidian. Porțiunile laterale ale H-ului, sau mai bine spus ale substanței cenușii, sunt împărțite în coarne, două coarne posterioare, două coarne anterioare și două coarne laterale. Aceste coarne sunt compartimentele funcționale ale măduvei spinării. Coarnele posterioare sunt compartimentele somatosenzitive, coarnele anterioare compartimentele somatomotorii. Prin urmare, vă dați seama, coarnele posterioare și anterioare aparțin sistemului nervos somatic, în timp ce coarnele laterale conțin compartimentele vegetative sau viscerale. În jumătatea posterioară a coarnelor laterale vom avea compartimentul viscerosensitiv, iar în jumătatea anterioară compartimentul visceromotor. La exteriorul substanței cenușii se găsește substanța albă. Aceasta este formată din prelungirile neuronilor, care formează fibre nervoase grupate în fascicule ascendente și descendente. Substanța albă este organizată sub formă de cordoane, două cordoane posterioare, două cordoane anterioare și două cordoane laterale. Fasciculele ascendente formează căi ascendente care urcă spre encefal, ducând informații, iar fasciculele descendente alcătuiesc căi descendente care coboară de la encefal, ducând comenzi spre măduvă, care apoi ne va distribui spre organele efectoare prin intermediul nervilor spinari. Măduva spinării este conectată cu receptorii și efectorii prin 31 de perechi de nervi spinali. Nervii spinali aparțin sistemului nervos periferic și asigură inervația corpului nostru, cu excepția capului și gâtului, regiuni inervate de nervii cranieni. Puteți observa aici o pereche de nervi spinali care asigură legătura măduvei spinării cu receptorii de la care sosesc informații și cu efectorii spre care vor pleca comenzi. Între nervii spinali și măduva spinării există strânse legături anatomice și funcționale pe care le vom discuta într-o lecție ulterioară.